Liviu Dragnea îl contrazice pe Victor Ponta, neag întâlnirile de la SRI cu Laura Codroacovesi. Fostul premier Victor Ponta susține, într-un interviu acordat stirii pe surse.ro. Ce în perioada în care Liviu Dragnea era vicepremier, procurorii n-au vrut să îi organizeze un flagrant. Ponta arată Liviu Dragnea tia despre acest lucru i-au mers împreună să vorbesc cu George Maior și Florian Coldea, care la rândul lor au vorbit cu Laura Codroacovesi. Liviu Dragnea neagă aceste întâlniri, iar ce nu tia nimic de niciun flagrant. Eu n-am fost cu domnul Ponta să vorbesc cu doamna Covesi, împreună cu George Maior și Florian Coldea. Nu vreau să comentez prea multe din afirmațiile acestui domn, dar este bine ce a început să vorbească, cât mai mult. Ce uita să ridic din cortin. Mai ales ce în 2012 la 2013 nu era doamna Covesi la dna, asta, a din lumea real. Nu. Nu-mi dau seama cum pune ei această întrebare. Eu, inginer fiind, știu ce flagrantul se face fere ca acel vizat să tie acest lucru, eu atiu. Am constatat eu ce cineva tia, ce cineva putea să intervină în dosare, ce cineva putea să oprească dosarele. Este foarte important de tiut, a spus Liviu Dragnea.